Fiule Tit, așa începe epistola pastorală scrisă după eliberarea din captivitate către acest iubit ucenic al apostolului Pavel, descriindu-l ca pe un fiu. Tit era un grec din Creta, așadar nu avea legături cu poporul iudeu, însă vizita la Ierusalim i-a schimbat fundamental viața, devenind unul dintre cei 70 de apostoli ai Domnului. Este botezat de Pavel însuși și hirotonit episcop în Creta, începând o misiune deosebit de eficientă printre păgâni, el posedând o vastă cultură. Nonagenar fiind, a închis ochii în bună pace în Creta sa natală. Important în această epistolă mi se pare sfatul dat de Pavel privindu-i pe eretici, acei zăbavnici în învățături greșite care zminteau turma lui Hristos. Citez: de omul eretic după întâia și a doua mustrare, depărtează-te! Știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Așa îl povățuiește marele misionar creștin pe ucenicul său. Pavel însuși a fost atacat în nenumărate rânduri de noi creștini zelotiși proveniți din Ierusalim, care nu se puteau desprinde de normativele legii vechi a lui Moise, cerând ca noi adepți să fie tăiați împrejur întocmai ca evrei. Pavel a pledat sclipitor pentru ridicarea acestor reguli absurde pentru cei veniți la credință. Botezul era de ajuns. Iar Tit este chiar unul dintre cei care au scăpat acestor exigențe absurde. Așadar, marele Pavel, hârșit în dispute interminabile și stăile cu astfel de căpoși înguși la minte, îi creează lui Tit un tipar pentru a aborda relațiile cu ei. Ai la dispoziție două încercări, a treia oară îi lași în plata Domnului și în propria cerbicie. Deși Pavel spunea în alt loc că se face tuturor toate, pe ereticii trece la altă categorie. Oare de ce?